Fileul României la nivel under 17 ani a pornit bine în drumul spre Euro. Voleibaliștii tricolori s-au impus cu 3-1 în fața Estoniei. Alin Ion și colegii săi au câștigat primul set, după care estonienii au egalat. La mijlocul setului, trei români au avut o cumpănă de care au trecut, reușind să aibă un final victorios. Atmosfera a fost gălăgioasă datorită suporterilor veniți cu arsenalul specific, dar a fost colorată și de două trupe de majorete mai mici și mai mari care au primit simpatia publicului. Capitanul României, Breban, crede mult în calificare, pentru că echipa are potențial. Credeți în calificare? Cred, foarte mult. De ce? Pentru că am încredere în echipa mea și pentru că știu ce putem. Cum e să fii capitanul național? Este o responsabilitate foarte mare pe care o port pe umeri și de care sunt mândru. Antrenorul Costel Burungiu, secondat de ploieșteanul Alex Călin, a răgușit la cât a strigat la jucătorii săi. El a spus că meciul trebuia câștigat fără set pierdut, însă voleibaliștii tricolori s-au relaxat atunci când nu trebuia. Niciodată nu trebuie să te relaxezi, trebuie să joci până la capăt. Ia-ți convins. Vorbim tot timpul cu ei, rugându-i să stea în joc, să nu cedeze, pentru că la 1-1 au cedat un pic, au lăsat capul jos. Și am vorbit cu ei non-stop și am rugat să cedeze, să capul. Și așa am reușit să reintrăm în joc și să și câștigăm acest meci important. România are pauză astăzi, urmând ca mâine să înfrunte Danemarca în derbiul grupei de calificare. Reprezentativa tricoloră trebuie să câștige după ce danezii s-au impus la 0 în fața Sloveniei. La campionatul european se califică primele echipe din cele 5 grupe preliminare, plus formația cea mai bine clasată de pe locul secund.